Încă 168 de locuri noi de muncă sunt disponibile în județul Mehedinți. Mai multe detalii sunt disponibile la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, ce se adresează șomerilor indemnizați sau neindemnizați. Persoanele interesate au la dispoziție 168 de locuri de muncă vacante care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din județul Mehedinți. Agent de securitate 1 loc, animator 1, administrator imobile 3, confecționer îmbrăcăminte 5, electrician 1 loc, economist 2, femeie de serviciu 1, gestionar 1, ifronist 5 locuri, inginer mecanic 5 locuri, inginer construcții 2, inginer silvic 1, lăcătuș mecanic 30, manipulant marfă 1 loc, maestru în construcții 1 loc, mecanic auto 1, manevrant vagoane 2, muncitor necalificat 55, paznic 1 loc, tubulator naval 1 loc, recepționer hotel 1, sudor 31, șofer 6, strungar 1 loc, specialist în bunătățire procese 4, șef manevră 2, tâmplar 2 locuri și un loc de vopsitor lemn. Îi rugăm și îi așteptăm pe șomerii din municipiul nostru și din comunele arondate municipiului nostru să vină aici la sediul nostru din Bulevardul Calontei numărul 3, să le punem la dispoziție informațiile referitoare la condițiile de ocupare a acestor locuri de muncă vacante și să-i mediem, să-i repartizăm către acești angajatori. Cei interesați pot consulta atât ofertele de muncă cât și cursurile de formare profesională la sediul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, dar și în Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjumare și Comuna Cujmir.